Ciao. În acest video vreau să vă arăt grădina mea. Aici o albină. Ce a fost aia? Aici sunt pom, pepene. Ai grijă să nu stai să nu cel mai mic dintre pepene. Da, asta e cel mai mic. Avem unul așa mediu care o să moară. Și încă unul aici. Ăștia o să moară pentru că vine frigul. Acum suntem în ce lună? Octombrie. Deci e toamnă și vine nu frigul, cred că să mai... Nu și ce așa avem? De frig, dar nu. Ce avem aici? Arată pepene. Aici avem căpșun. Căpșun toamna, în octombrie. Ia uitați-vă. Avem, da, și ăsta mare, dar încă nu-i coaptă. Și două mici, ăsta e bun de mâncat acum. Yeah. Colasă din grădina noastră. E bună? Mm-hmm. Am avut și mai mari pepeni. Ăștia sunt medii. Da, mai avem unul aici și încă unul acolo și încă unul acolo în spate. Aici, ce? Prun. Pone. La anul avem prune. Cum mai numai... mare și o să avem pone. Aici avem ardei iute. Nu, asta e un ardei gras, se cheamă. Ardei, aici, aici sunt ardeiuți. Ăștia. Aici. Da, aici avem toma de aici, aici, până aici. Dați-vă aici și aici. Aici se cam stricat deja. Nu s-a stricat, s-a uscat puțin, dar uite ce castravete mare avem acolo. Da. Avem castraveți de aici până acolo. Aici, în mijloc, avem roșii, multe roșii, toată asta, să zicem, aproape jumătate din grădină. Aici mai avem niște ardei, aici încă roșii și mai avem acolo, ceva. Acolo. Deci v-am arătat pepene și roșii și... ca să aveți și toate aia. Și aici sunt dovlecei. Puteți vedea aici câțiva. Trei mici. Am luat vreo patru mari. Uh-huh. Ăștia sunt mici. Da, toată asta până aici sunt dovlecei. Aici ce avem? Tot ce de flori au. Poate mai apucăm să... Da, tot după ce mâncăm. Să facem pe gătaie. Dacă nu vine frigul. Gătaie aici. Și aici... Leuștean. Pentru ciorbă sau ceva de gen. Mm-hmm. Și... aici am pus eu niște țelină. Nu știu dacă va ieși. Vedem de la primăvară. Da, și pomul ăsta mai... Nectarin. E nectarină. La fel, așteptăm la anul să mâncăm nectarine. Și da, dacă vine frigul, o să fie rece, nu mai o să cresc, să stic, dar deci asta e ultima filmare de la... iară, o să se crescă și avem mai multe la anul și da. Mai iau strawberry de acolo pentru Edi. Da. Dar atâta pentru toată grădina noastră, nu e mare, în toamnă. E ok. Ultima aici filmare. Creștea mama mea... asta. Cum zice? Smulg? Smulg burienile sau ce? Păi, ce ai crescut tu aici? Nu, aici a pus tati viță de vie, dar nu s-a prins. Da, s-a prins. Adică struguri. Ar fi trebuit să... A stricat unul, era da, erau patru și acum au rămas trei. Da. Tot n-au crescut, da. Uite, ia și căpșuna asta pentru Edi. Aia coaptă, aia. Aia pare mai coaptă, da. Încerc să nu rup tot. Ai rupt cam mult, coada cam mare. Ok, zi. Ciao. Dacă ați făcut acest video, like and subscribe și să iau 300 de subscribe-uri la sfârșitul anului. Ciao.